Bună ziua, stimați spectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, ca de obicei în această perioadă, dezbateri, dezbateri electorale, a început campania, iar tot ca de obicei, în partea a doua, vă invităm și pe dumneavoastră să participați activ la aceste dezbateri, să vă spuneți părerea, să adresați întrebări, repet, întrebări comune la care să poată răspunde toți invitații și mai ales, nu uitați, toți cei care intrați la aceste dezbateri, sunteți înscriși și la o tombolă, o tombolă pe care o vom extrage la sfârșitul campaniei și unul dintre telespectatorii mai mult de fapt vor beneficia de premii pentru că este importantă părerea dumneavoastră, este important să interveniți, să vă spuneți părerea și de ce nu să puneți și întrebări. Astăzi avem în studio ca și invitați reprezentanții celor care se află în sondaje cel puțin în fruntea preferințelor electoratului, respectiv avem reprezentantul ACL, respectiv al lui Klaus Iohannis. Bună seara, bine ai revenit în studio. Bună seara și vreau să fac precizarea aceea că am depus jurământul de sinceritate la ora adevărului. Da. La ultima emisiune așa ceva am spus. Exact. Jurământul de sinceritate pentru că suntem la ora adevărului, stimați telespectatori. Și Nicolae Bura, reprezentant PSD și a candidatului Victor Ponta. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum v-am obișnuit, discutăm de toate, începând de la lucruri locale până la chestii naționale pe care le dezbatem aici. În partea a doua sunteți invitați și dumneavoastră să participați la dezbatere și, bineînțeles, o să vorbim și despre candidați. Suntem în campanie electorală. Este important ca dumneavoastră să vă faceți o părere a celor despre cei care reprezintă candidații și automat despre candidați, că până la urmă ei sunt reprezentați în teritoriul de invitații noștri. Ca de ce trecem în revistă principalele titluri, în Gazeta de Nord-Vest, iată, placă turnantă pentru traficul de migranți. Colegii noștri spun că ajung foarte, foarte mulți migranți prin România, sigur că da, ca și tranzit mai mult ca țară, că altfel ne-am bucurat că acum, nu știu, 30 de ani nimeni nu credea că ar putea fugi cineva în România. Sau, mă rog, nici măcar nu îl duceau la poliție, cred că îl duceau la spitalul de nebuni. Iată că acum și România este țară atractivă și avem mulți emigranți. Ce, să ne bucurăm de asta înseamnă că o ducem mai bine, nu? Dacă vine lumea și la noi. Sau vine numai așa și să treacă și pleacă mai departe. E un fapt pozitiv că vii pe aici, lasă câte ceva și trec dincolo. Da. Dar nu lasă în mod oficial, lasă la unii care îi conduc într-o formă sau alta. N-am putea să ne bucurăm neapărat de acest aspect al migranților care tranzitează România, fiindcă este o activitate ilegală, frauduloasă și care de multe ori înșală pe cei care fac acest drum dinspre o țară înspre alta. Mi-ar plăcea să cred că România este atractivă pentru investitori, nu pentru migranți, și nici de cum pentru cei care tranzitează România, că, vedeți, noastră, din ăștia nu ducem lipsă. Cred că ar trebui să ne canalizăm atenția înspre cei care ar putea rămâne în România ca lucrători, ca muncitori, dar în special ca investitori, fiindcă în felul acesta am vedea și noi ceva de pe urma lor. Am vedea ceva concret. Dacă în fiecare țară ar fi condiții normale pentru fiecare popor să trăiască în liniște, în pace și să nu fie nevoie să meargă. Să nu fie nevoie să meargă decât să facă turism. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Iată că și de la noi pleacă și spre noi vin, ceea ce ne dovedește că încă este nevoie de foarte Bună, mult. Noi trebuie să fim pe fază fim cum ar veni, că vrem să intrăm în Schengen și dacă nu suntem în stare să dovedim că putem lua aceste măsuri de stopare a migranților, s-ar putea să avem o problemă cu Schengen, nu să mai stăm. Iată, dovadă că îi cam prindem, îi cam, nu prea da, scapă. Majoritatea... Înseamnă că avem o frontieră sigură și sunt convins că într-un viitor apropiat vom fi acceptați în Schengen. Da, să sperăm. Gazeta de Nord-Vest, un alt titlu, criza de personal a luat sfârșit la Spitalul Județean. Am dat și la știrile Nord-Vest TV. Sunt angajări la Spitalul Județean, este foarte bine. Așa cum intervenise o telespectatoare ieri, sigur că da, este neplăcut ca aparținătorii, cei dragi, cunoștințele noastre care sunt în spital să nu beneficieze de o atenție cât mai mare. Sigur, nimeni nu ajunge în spital de plăcere și atunci este important să avem personal destul. Să nu fie nu știu câți bolnavi la o asistentă, la o infirmieră, care evident nu face atunci față și apar și, mă rog, discuțiile de felul în care se comportă personalul medical. Sănătatea e importantă. Da, păi eu de câte ori am avut ocazia, am spus sănătatea pe primul plan
și am spus tot timpul că doar acei care n-au vreodată probleme de sănătate nu conștientizează importanța sănătății. Dar fiecare dintre noi avem părinți, îmbătrânim la rândul nostru, avem probleme de sănătate, uneori au probleme de sănătate copiii noștri și când ajungem la spital sau să avem tangență cu serviciile medicale, constatăm că lipsește una sau alta și abia atunci ne dăm seama cât de important este să se investească în sănătate, că de fapt se investește în sănătatea noastră ca cetățeni ai României, nu în anumite clădiri și garduri și aparatură, fiindcă aceste toate lucrează în folosul pacientului. La fel și personalul, că toate aceste valori materiale nu sunt valoare dacă nu sunt gestionate sau folosite, mai bine zis, decât aparatul medical. Este dovadă, după părerea mea, că guvernul Ponta are în atenție inclusiv sănătatea ca un domeniu extrem de important pentru populație. Iată cele peste 1400 de posturi care s-au deblocat numai județul Satu Mare. Apoi, fără îndoială, că este vorba și de redeschiderea unui mare număr de spitale în țară și, nu în ultimă instanță, iată o grijă și pentru veniturile medicilor rezidenți. Practic, li s-a mărit venitul cu 150 de euro în fiecare lună la rezidenți. Ca de altfel și la profesorii. Dar să sperăm că nu e o coincidență vis-a-vis de momentul... Nu, hotărârea este mai veche, nu e de acum. Legat de acest aspect. Bine, acum toate hotărârile sunt suspectate de... Nu, am spus să, nu sperăm, să sperăm că nu este o coincidență, dar sunt de acord cu colegul meu aici. Să sperăm că se păstrează în continuare. Deci, că se păstrează. Și se îmbunătățește. Hai să ne certăm să facem pe plac. Dar eu aș dori și mi-aș dori ca această preocupare pentru salariile medicilor sau a bugetarilor, că există o preocupare, să meargă orecumva și ca interes înspre zona privată a celor care creează valoare adăugată, fiindcă știm că în zona sănătății, în zona bugetară, se cheltuie, adică e o zonă întreținută din impozite și taxe și ar trebui, și eu cred că sunt soluții, și aici guvernul ar trebui să aibă în vedere și stimularea creșterii salariilor în mediul privat. Deoarece, dacă nu stimulăm creșterea salariilor în mediul privat, o să avem un aflux, o solicitare de a fugi toți înspre zona bugetară și rămânem iar descoperiți la partea de venituri, taxe și impozite. Și aici trebuie să vină guvernul cu soluții de stimulare a angajaților din și, zona privată. Întreprinzătorii, vedeți cum vorbesc, da, da, absolut, și da. Eu mă bucur, domnul Zeta este unul din întreprinzătorii importanți la nivelul județului nostru și unul cerebral, spun eu, spre deosebire de alții. Vreau să fac o paranteză, stimați telespectatori, dacă îmi permiteți, aș spune următorul lucru. Dovadă, în ultimii 2 ani venit salariul minim pe economie a crescut cu 200 de lei. Dacă ar fi dat Dumnezeu ca în ultimii 10 ani, în fiecare an să crească câte cu 100 de lei salariul minim, acum era în loc de 16 milioane, 26 de milioane, în loc de 8 milioane, era 18 milioane și iată că se întâmplau lucruri bune. Este un început și eu rămân la convingerea că salariile vor trebui să crească neapărat. Sigur, depinde și de mediul privat, de posibilitățile lor, pentru că iată sunt voci că nu pot face față unii. Cu eu nu cred că precizare. E așa, eu cred că trebuie întregite veniturile la oameni și în felul acesta sporește și consumul. Ați văzut că a sporit în anul ăsta cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Deci creșterea de salarii presupune automat și creșterea puterii de cumpărare, creșterea consumului și venituri automat la bugetul stat. Cu o singură precizare, că n-aș vrea să trecem fără această precizare de acest subiect indirect adus în discuție, acela că nu creșterea salariului minim, adică forțarea întreprinzătorului, a angajatorului să dea un salariu minim este soluția, ci așa după cum spune și în Constituție că statul este obligat să asigure un venit, un trai decent cetățenilor săi, dacă un trai decent poate înseamnă, să zic, 2000 de lei sau 3000 de lei un venit salarial, atunci eu aș cere guvernului ca până la acea minim venit ca trai decent, impozitul să fie minim. De ce nu sunt salariile mari în zona privată? Pentru că impozitarea muncii este mare. Este prea mare, da. Sigur că putem discuta pe tema asta, dacă e mare sau nu e mare. România, din
fericire, spun, este pe ultimele locuri din punct de vedere a cuantumului impozitelor și taxelor. Să nu uităm, țările nordice, Suedia, Norvegia, unde impozitele merg până pe la 50-60% în unele situații. La noi sunt, după părerea mea, nu atât de mari cât sunt atât de multe. Pentru că când și am iată, zis mari, m-am referit la toate împreună. Corect. Ca fiind mari. Deci s-a redus numărul impozitelor cu circa și a taxelor cu circa 100 de impozite și taxe. Practic, fie s-au redus sau s-au anulat, fie au fost cumulate. Mie mi-ar plăcea, ca economist, să stabilim un număr restrâns de categorii de impozite și taxe, cumulate probabil împreună, ca să nu fie la rândul lui, apropo de investitori, să nu fie pus în situația ca în fiecare zi să aibă câte unul, două controle. Fiecare pe impozitul lui, pe taxa lui, se duce și îl controlează și îi mâncă timpul, îl tracasează și uite că se întâmplă lucruri nepotrivite. Sau la un salar de 10 milioane îți mai dai 5-6 milioane la stat, adică mai mult decât jumătate mai contribui. Atunci, clar, angajatorul nu are interes să-și crească, ar avea interes să plătească angajatul ca să aibă productivitate și să aibă eficiență, dar nu are interes să dea mai mult decât poate statului care vrea prea mult de la el. Acest dualism a existat întotdeauna. Cei care trebuia să dea la stat spuneau că dau, trebuie să dea la stat, statul spune că dau prea puțin. Prea puțin. Ce să facem? Sigur că și eu rămân la convingere că în perspectivă vor trebui reduse impozitele și taxe și ați văzut, primele măsuri asta s-au pentru luat. Pentru că ești economist. Iată 9% la pâine, urmează și la alte categorii de alimente să se reducă TVA-ul. Și la pălincă. Iată, sunt la impozitele, pălincă. Practic sunt o serie de categorii, IMM-urile care până la 500 de mii de euro sunt plătesc doar jumătate din impozitul cât s-ar cuveni. Sunt și alte măsuri luate, din păcate ele nu sunt sesizate întotdeauna, pentru că nu afectează pe toată lumea. Nu afectează o masă mare. Cum e cu pălinca? Se scad accizele la pălincă, nu? Știu, poate ar putea să ne spună colegul aici că e mai aproape de factorul de decizie. Eu îmi doresc. Spun, domnul Bura reprezintă oarecum și zona Oașului, domnul Zecea reprezintă și o marcă. Deci eu am interes pălincă, major, dar și în continuare în aceste pare este apă, să știți. Eu vreau să vă spun că este preocupare, dacă ați reținut domnul prim-ministru Ponta și domnul Dragnea, domnul viceprim-ministru, când au fost în județul nostru, au spus că o să facă efortul de a scoate o hotărâre de guvern pentru reducerea accizei sau scutirea unei anumite cantități de alcool produs. Și ați putea să ne spuneți fructe. În ce stadiu e această Eu am înțeles că este la Ministerul Finanțelor și că urmează să fie semnată și să-i se dea. Întotdeauna la Ministerul Finanțelor s-a oprit. Sperăm că de data aceasta sigur trece. Că nu este vorba aici. A, nu, că mai întors-o și Băsescu o dată de pe masa lui. Nu, aici nu-i vorba de grevarea în mod substanțial a bugetului centralizat prin această acciză, ci este vorba, dacă vreți, de o normă europeană care impune anumite reguli și am înțeles că s-au făcut anumite discuții pe temă la Bruxelles și în principiu s-a acceptat. Da, și aici suntem la același numitor comun, avem același interes, uite că nu ne poți pune în divergență de data. Eu aș vrea să vă spun că nici nu putem să n-avem puncte comune, pentru că PNL-ul a făcut parte din USL. PSD-ul, o serie de măsuri pe care și le-a asumat în perioada campaniei electorale, sunt liberale. Da. O serie de măsuri care sunt de factură liberală, iată, sunt luate de către PSD, ceea ce înseamnă că nu își trădează electoratul. Se vedea CAS-ul, reducerea cu 5%, care a fost inițiativa liberalilor, mai sunt și altele care, iată, prin contul. Acum mi se pare mie sau îl convingeți pe domnul Zetea să treacă înapoi la USR? Nu, eu sunt sau? Convins, eu sunt convins că domnul Zetea este unul din cei care știe exact ce trebuie să facă. Am înțeles, mulțumesc. Da. Informația zilei, candidații maghiari Kelemen Hunor și Sila Ghijol se atacă între ei. Păi ce să facă ei? Normal că se atacă între ei și ei se atacă între ei pentru că se bat pe aceeași feliuță de electorat. Feliuța aia, deci 5-6% cât o fi, sigur că da, trebuie împărțită, adică fiecare dorește să atragă cât mai mult din partea. Acum, sincer, nu știu dacă e bine sau rău, dar văd că ne copiază.
și la noi, la, să zicem, la cetățenii de origine la români, există dintotdeauna acest dualism, această luptă permanentă între 5, 6, 7, 10 formațiuni politice. Ne împărțim, până acum ei nu erau afectați, până acum vreo 2-3 ani. Numai că, sigur, preiau de la noi că trăim împreună și nu se poate să manifeste altfel. Am înțeles. O să vorbim și despre certurile, mă rog, sau acuzele dintre candidați. Editorialul semnat Dumitru Păcuraru, Pupila și Justițiara, se referă la Elena Băsescu, Elena Udrea. Elena Udrea și Monica Macovei în acest editorial. Sigur că da, fiecare pe, să zic așa, pe altă parte, una așa mai bărbătoasă, una mai suavă, spune colegul nostru Dumitru Păcuraru, angelică. Chiar prea bărbătoasă, chiar parcă câteodată. Da, sigur că da, de-a lui Băse, să zic așa, amândouă. Și Sărmăreanu Petrică Zele a câștigat premiul 1 la festival. Iată un lucru frumos și este bine că mai avem... Un scurt comentariu la partea întâia spus aici. Aceea că în România poate sau nu poate să fie sau să fie aleasă la un moment dat o persoană de sex feminin ca președinte al României. Eu sunt unul dintre cei care spun că poate să fie aleasă. În momentul de față problema nu este sexul, ci persoana. Am înțeles. Da. Sigur, multe știri interesante, stimate spectatori, puteți afla de pe portal sms.sarmoreanu.net, Satul Mare Online și Vocea Transilvaniei. Vocea Transilvaniei e un portal regional, dar cu foarte multe știri bune din Satul Mare. Puteți intra chiar acum pe Vocea Transilvaniei. Eu aș dori să-l felicit pe Petrică Zelea, pentru că este și oșan la Obârșie. Da. Este un băiat bun care, iată, a terminat și... conservatorul și sunt convins că este un om de viitor în arta sărmăreană. Da, este important să ne păstrăm tradițiile și, bine, știrea de ultimă oră este faptul că a fost condamnat și chiar reținut, adică s-a predat la poliție Sorin Roșca Stănescu în dosarul Petrom. Comentarii, ne așteptam, era de așteptat, sunt ultimele spate, că elementele i-a promis, de... Băsescu i-a promis la un moment dat, nu contează acum, cine e. Acum n-aș vrea să mă gândesc că justiția acționează încă la comanda președintelui României, a lui Băsescu sau altcuiva. Eu cred că este o situație firească, s-a ajuns într-un proces în care, în ultima instanță, s-a hotărât într-un anume fel. Dacă în felul acesta se pedepsește o faptă de aderare la un grup infracțional, cum este numită, n-avem ce spune că suntem împotriva. Credeți în coincidență, domnul Buran? Am început să nu mai cred aproape nimic. Dar, sigur, justiția trebuie să-și facă datoria. Ce mă surprinde pe mine, că ani de zile nu s-a putut da un verdict în diverse cauze și acum, chiar în momentul acesta, parcă mai degrabă se soluționează lucrurile, sunt mai dinamici în activitate. Sigur, este departe gândul de mine. Justiția face o treabă extrem de serioasă și trebuie să o privim ca atare și trebuie să pedepsească pe cei care care încalcă normele legale. Să înțelegem că mai urmează așa în regim Allegro sau cum? Eu sunt convins că vor urma și altele, pentru că asta este situația. Ani de zile este proverbul acela vechi, zice că ulciorul merge când merge la fântână, la un moment dat se sparge. Până la urma urmei, sunt convins că mulți dintre cei care au încălcat normele legale vor fi trași la răspundere mai repede sau mai ce târziu. Ce spunea aici, cu mersul la fântâna ulciorului, presupune o infracțiune continuă sau o faptă continuă. Aici s-a săvârșit o faptă cândva și este depistată și pedepsită după mulți ani, într-un anume moment. Din păcate. Mai sunt situații în acestea, reclamate cu mult timp în urmă, în care, și în Satul Mare avem, parchetul nu mișcă sau cineva și într-o dată probabil vor găsi de cuvință să rezolve vreo problemă a unor oameni politici. Sau poate că mai avem și noi telefoanele într-o oarecare măsură nou vizualitate ascultate și cine știe ce discuție poate fi interpretată și te trezești la un moment dat cu o interpretare. Dar dacă în esență n-ai de teme de ceva, nu faci fapte ilegale, greșeli și pe stradă când mergi mai justiție, faci. Acum, sincer, sincer, mie nu mi-e frică de ascultarea telefonului, pentru că eu oricum nu intru în cei circa 35 de mii care au fost ascultați.
probabil când se vor asculta cam 50% din populația României, atunci am să intru și eu. Nu, la ceilalți se ascultă înregistrările, știi? Peste nu, dar nu sunt în direct. Apropo de justiție, emoții pentru verdictul care va fi dat pentru Iohannis, ar putea să rămâneți fără candidat la președinție? Eu n-am nicio emoție, nu cred. Nu cred să rămânem fără candidat. N-am intrat în amănunte. Eu știu că aici este o problemă de formă, nu de fond. Din păcate, într-adevăr, putem asista și la situații în care de multe ori pe formă se pierd anumite acțiuni sau se scot din cursă anumite persoane, dar mi-aș dori tot timpul să se intre pe fond, adică pe problemă, pe faptă. Dacă cineva are o faptă reprobabilă, condamnabilă, n-are ce căuta nici măcar ca și candidat. Dar, din păcate, se merge foarte mult doar pe formă. Înțelegeți ce vreau să spun? Și în sensul ăsta, eu nu cred că domnul Iohannis ar avea vreo asetime de ceva. Șanse, Sigur, șanse există pentru oricine zilele noastre. Și mie aș regreta să aibă probleme Iohannis, indiferent că e vorba de cauza pe care o are pe rol în legătură cu imunitatea, cu incompatibilitatea. Sau cine știe, poate să descoperă altceva, că la noi se descoperă foarte ușor lucruri. Era o vorbă mai de mult din viața oamenilor. Mai ales în zona folclorică, cum spun eu, mergea să caute ceva pentru un anume lucru și se uitau cu ochii peste tot acolo când făceau percheziții și găsea că are un butoi cu pălincă în plus pe acolo. Da, deci poate că ar fi trebuit în perioada asta de campanie electorală să, cum am întins-o în unele cazuri 8, 10, 15 ani, mai puteam să o întindem încă o lună, două, da. Că pedeapsa era aceeași, nu era nicio problemă. Asta, repet încă o dată, depinde de justiție, dacă Doamne ferește să... Eu mi-aș dori ca să se pronunțe instanța cât mai repede posibil pe cazul domnului Iohannis, fiindcă în felul acesta și ceilalți primari care se găsesc într-o situație așa zisă de incompatibilitate ar putea să zică, da, domnule, nu ne-a tratat justiția cu altă măsură, pentru că domnul Iohannis într-o situație similară a ajuns președinte și nu mai poate să fie luat la întrebări. Deci eu chiar mi-aș dori, dar dacă tot vorbim despre acest aspect, am putea spune tot timpul că fiecare candidat poate să aibă la un moment dat o problemă cu ANI, cu CSM-ul, și aici fac referire la știri de ultimă oră, faptul că domnul Orban, am înțeles că a depus o sesizare la ANI vis-a-vis de declarația de avere a domnului Ponta, nu intru în detalii, sau că CSM-ul s-a sesizat vis-a-vis tot de declarațiile domnului premier. Eu am un respect față de domnul premier, doar relatez lucruri care se întâmplă. Și atunci ce facem? Zicem că scoatem din cursă oamenii înainte de a fi votați. Dar nu cred. Știți, este un principiu popular și tradițional la noi, mai ales la români. Chiar dacă ai o divergență cu nevasta, dacă trebuie să te duci la o nuntă, amâni cearta până după nuntă. Sau dacă trebuie să primești niște oaspeți, de asemenea, nu te manifesti înainte de a primi mai târziu. Este timp mai târziu să exact. Ne certăm și lucrurile cam așa ar trebui să se întâmple. Acum, sigur că ține nu de noi, muritorii de rând, ci de alții. Da, deci aveți răbdare până după nuntă, nu vă certați încă. Sigur că da, stimați telespectatori, până la urmă cei care sunt candidații principali, cei care sunt reprezentați azi aici în studio. La cât a ajuns Iohannis, la cât mai e la procente, care sunt ultimele sondaje? Asta n-aș putea să spun care sunt ultimele procente, ultimele sondaje, fiindcă nu am aprofundat. Știu doar că este unul dintre favoriți, care în turul 2 poate ușor să depășească primul favorit. Are emoție pentru intrarea în turul 2? Ar putea Nu. Acum, dacă ne uităm pe procente, fără să spunem că 28, 32, 40 sau 2, 8, 6, clar, în turul 2, dacă nu se întâmplă ceva, cum se spune, neprevăzut, intră cei doi candidați. Candidatul PSD-ului, respectiv domnul Ponta, și candidatul ACL-ului, respectiv domnul Iohannis. Dacă nu-i scoate din cursă pe unul sau pe altul, ba ANI, ba CSM-ul. Da, sigur că problema aceasta cu sondajele, cu poziția în sondaje, este unul care scoate în evidență o anumită stare de lucru la un moment dat. Da. Așa se face, iată,
domnul Ponta apare în jur de 45%, domnul Iohannis undeva în zona lui 28%. Cred sincer că nu asta este esențial. Esențial ar fi ca oamenii, atunci când se duc la urne, să... Pentru că e vorba de președinte și președintele trebuie să fie un om neregimentat politic după ce devine președinte, trebuie să fie echidistant, trebuie să fie un om al tuturor, un președinte al tuturor românilor. Eu nu trec sentimentul că oamenii atunci când se duc la urne se gândesc dincolo de apartenența la o formațiune politică, la om, la persoana pe care o votează. Și cred că din punctul acesta de vedere... Sunt aturi multe a domnului Ponta, nu pentru că ar fi altfel decât domnul Iohannis, de exemplu. Însă, din punct de vedere al notorietății, al raporturilor pe plan internațional, al preocupărilor de o lungă perioadă de timp, spun eu că are aturi importante domnul Ponta. Acum, sigur... Și eu am fost primar și, dacă bine rețineți, eram apreciat ca primar. Nu eu am spus-o, au spus-o oamenii în multe împrejurări. Și totuși se întâmplă și accidente. Dar sunt altele datele probleme. Iată, eu lucrez acum la Consiliul Județean. Și la Consiliul Județean sunt altele datele problemei față de o primărie. Pentru că ele se multiplică cu cât bine, nivelul primărie, este mai mare. Poate... Sigur. Și atunci zic eu că cel care... cunoaște cel mai bine la un anumit nivel lucrurile, acela ar fi cel mai nimerit. Dar, repet încă o dată, eu am un respect față de Iohannis pentru că ne știm, ne-am întâlnit pe la ședințe ale primarilor, pe la diverse întruniri cu primarie și n-am a reproșa nimic în mod deosebit. Alegătorii vor fi cei care vor hotărâ. Și sigur că nici nu m-aș bucura, nici nu m-aș bucura eu dacă aș fi în locul cuiva să spun lasă domne că numai atâta fac, atâtea procente, dar lasă că o să vină procentele celorlalți și se vor lipi la mine. Eu cred că nu pe asta se bazează Iohannis, se bazează pe cu totul altceva, pe prestație, pe modul în care va desfășura campania. Dacă ar fi să fac o apreciere similară, cu precizarea că eu văd că amândoi gândim cam la fel, aci nu atacăm contracandidatul pe care nu-l susținem și susținem pe celălalt, ci facem aprecieri cu caracter de analiști politici mai mult decât susținători a uneia sau altuia, ceea ce cred că este, ceea ce cred că este bine. Eu vă suspectez că votați cu Udrea. Nu, acum nu, dar ca să fac totuși o referire, că am vrut să fac o introducere la referirea mea, eu cred că domnul Ponta, pe care îl cunosc, este încă prea tânăr pentru a accede la funcția supremă în stat și fără să aduc un afront tinerilor, pentru că am spus tot timpul, tinerețea în politică nu este o virtute. Tinerețea îți dă voință, îți dă putere de muncă, îți dă inteligență, dar nu îți dă ceva de ce ai nevoie în funcția aceasta de președinte. Nu îți dă înțelepciune. Înțelepciunea o câștigi cu timpul, cu vârsta. De aceea zic, de aceea zic că domnul Iohannis aici are un atu suplimentar din acest punct de vedere. Ca notorietate, da, are dreptate colegul. Nici vârsta nu este o virtute. Ca notorietate, nu, vârsta poate să-ți dea înțelepciune, tinerețea niciodată. Poate să-ți dea, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar tânăr fiind, aproape sigur că nu. Și atunci din mergând mai departe, într-adevăr notorietatea primului ministru e dată de funcția de prim-ministru, nu de persoana primului ministru, fiindcă primul ministru și, în funcție... Și de prestație. Primul ministru în funcție are tangențele funcției pe care o deține la un moment dat. Îi creează un avantaj. Cum bine a sesizat domnul coleg aici, funcția de primar, când candidezi, întotdeauna îți dă un avantaj în cursa electorală. Pentru că ești într-o funcție publică în relație cu cetățeanul și beneficiezi de o notorietate. Deci, în concluzie, aturile unuia sunt unele, aturile altuia sunt altele. Și cred că aici nu există pole position, cum se spune neapărat, adică unul favorit mai mult decât celălalt în turul 2.
Da, vreau să vă reamintesc, stimați telespectatori, că am primit, noi invităm toate partidele la aceste dezbateri. Din partea UDMR am primit astăzi o adresă prin care ne anunță că nu participă la emisiunea de astăzi. În rest, nu ne-a anunțat nimeni nimic, dar, repet, cei de la UDMR ne-au trimis o adresă că nu vor participa la emisiunea de astăzi, cei care ar trebui să reprezinte UDMR-ul fiind, mă rog, prinși cu alte probleme tot de campanie. O campanie care a debutat deja, dar deocamdată destul, să zic așa, de puțin vizibil pe străzi, asta e de bine? Nu, parcă nu mai sunt atâtea afișe, atâtea banere. Sau încă, deci, încă nu s-au încălzit suficient, sau s-ar putea ca unii să-și fie epuizat forța în perioada preelectorală. Și eu am parcurs astăzi practic aproape jumătate din județ, cu probleme de serviciu, bineînțeles, pentru că sunt niște investiții pe zona Oașului, investiții, iată, pe zona domnului primar, și am vrut să văd care este stadiul, cum merg lucrurile. Dar am, ca om, ca orice om care sunt implicat cât de cât politic, am vrut să văd și cum stau lucrurile din punct de vedere al campaniei electorale. Exceptând, știu eu, câteva localități, în rest nu s-a demarat nimic vizibil. În ce privește? Acum s-ar putea întâmpla să fie următorul lucru, să nu fi sosit încă materialele de pavajare, de propagandă. În ce privește campania electorală? Să caută fonduri pentru ale În ce privește campania electorală, văd că se poartă moda și este bine ca acei candidați care pot și au timp și își permit și așa și trebuie să fie, să se deplaseze în țară, în teritoriu, să facă întâlniri publice, să transmită ei mesajul, fiindcă ei sunt candidații. Da. Și în felul acesta pot câștiga mai mult decât dacă noi, susținătorii, transmitem mesaje în locul, în locul lor. E destul de greu și să ajungă... bătălia finală se va da acolo, în emisiune televizate, confruntările directe între ei, pentru că în momentul final se pot schimba procentele radical. În ce privește modul de a face campanie electorală, eu sunt unul dintre primarii care am interzis afișajul prin banere în comuna Medieșorit, pentru simplu motiv că nu au rostul. Și pentru un alt motiv, că întotdeauna autoritatea locală trebuie să strângă acele banere, să curețe după așa, faci curățenie. Și atunci am zis că este mai civilizat, mai normal să facem panouri de afișaj în zonele centrale ale localităților, ca cetățenii, conform legii electorale, să poată să fie informați cu acei candidați. Iar cei care, ca privați, admit și doresc să-și pună afișe sau meșe sau știu eu ce alte forme de publicitate electorală pe propria proprietate sau dau acord, acolo nu putem interveni. Da, stimați spectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni. Nu uitați, în partea a doua așteptăm telefoanele dumneavoastră să participați activ la dezbatere. Veți fi înscriși și la tombola care se va extrage la sfârșitul campaniei electorale și e foarte importantă părerea dumneavoastră legată de aceste alegeri, de această campanie electorală în urma căreia ne vom alege președintele. Publicitate, revenim. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Am revenit în direct. Din acest moment aveți un număr de telefon, puteți suna, puteți participa la această dezbatere. Ați ascultat în prima parte ce probleme am pus, atât de cele locale am vorbit, cât și de cele generale, să zic așa, pentru că sunt dezbateri politice, de campanie. Avem invitații în studio, atât reprezentantul ACL cât și PSD, respectiv al lui Klaus Iohannis și al lui Victor Ponta, pentru funcția de președinte, iar dumneavoastră puteți interveni și veți fi
fi toți cei care participați la dezbateri înscriși și la tombolă, tombolă pe care o vom extrage la sfârșitul campaniei. Iar un alt lucru pe care trebuie să-l semnalăm, noi invităm reprezentanții tuturor partidelor printr-o adresă UDMR, ne-a informat că astăzi nu vor participa la aceste dezbateri. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Domnul Gheorghe. Vă ascultăm, domnul Gheorghe. Deci am ascultat cu mare atenție desfășurarea emisiunii care ați început-o astăzi și vă felicit și pe dumneavoastră și îi salut pe invitații dumneavoastră. Mulțumim. E bine că ați adus doi, că se pot desfășura discuțiile mai curate, mai fără intervenții unul peste altul. Acum, eu aș vrea să zic că nu contează, cum a zis domnul Zetea, că domnul Iohannis are ceva în plus față de domnul Ponta. Nu contează, domnule, vârsta. Că și doamna Elena Olde a zis că domnul Ponta e bătrân. Păi dacă e bătrân la 42 de ani, atunci aia la 39 de ani e mai tânără ca el. Sau mai bătrână ca el, ca să poată participa aia. Și nu cred că contează vârsta, contează experiența, domnule, care ai o experiență mai multă în legătură cu publicul, cu oamenii și ai deprins cu problemele lor. Eu cred că aia trebuie aleși în primul rând de către oameni, nu să se dea importanță funcției și care au venit prin derogare, că domnul Iohannis a venit prin derogare, n-are vechime în partidul ăsta liberal și nu putem să-l lăudăm așa de tare deocamdată. După aia, dacă se va dovedi și va câștiga cu adevărat, atunci l-am lăudat, dar deocamdată nu-l putem lăuda. Da, vă mulțumim, domnul Buzgău, pentru intervenție. Rămâneți alături de noi. Ați fost înscris și la tombolă. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Repet, să participați activ. E părerea dumneavoastră, este foarte importantă și vă înscriem și la acea tombolă care se va extrage la finalul campaniei. O precizare. Domnul Buzgău zicea că prin derogare asta se referea la faptul că n-avea... O precizare vreau să fac aici. Da. Oricum, mulțumesc telespectatorilor dumneavoastră pentru aprecierea care au făcut-o la adresa emisiunii și vreau, mă simt nevoie să fac o precizare, în sensul că sunt de acord cu dânsul, când mă refeream la vârstă, mă refeream implicit și la experiență în zona în care activez. Ori aici, nimeni nu poate spune că domnul Iohannis nu are experiență, că nu ești în funcție de prim-ministru, dar este în slujba comunității de câteva mandate. Are o vechime mai mare decât domnul Ponta în administrația publică, dacă o luăm așa. Deci din punctul acesta de vedere m-am referit la, și la vârstă, dar și la experiența în domeniul respectiv. Iar în ce privește povestea noastră cu derogarea că este sau nu sau cum îi, este opțiunea unui congres sau unui partid și acolo s-a votat de către participanți. Tot congresul are dreptul să stabilească reguli sau să facă derogări de la ele. În rest, sunt doar aprecieri subiective a unora sau altora în funcție de ceea ce cred dânsii despre un anumit lucru. În concluzie, sunt de acord cu ce a spus domnul de dinainte, cu precizarea că a spus cam același lucru pe care l-am spus eu, dar cu alte cuvinte. Da. Acum, părerea mea este următoarea. Sigur că eu revin, dacă privim constituțional funcția de președinte a țării, este necesară o anumită notorietate, o anumită cunoaștere la nivel național, chestiunile internaționale care nu întotdeauna îți creează posibilitatea, poziția de primar să le cunoști. Da, ați văzut la ONU de curând prezența primului ministru, a domnului Ponta, unde s-a întâlnit cu președintele Statelor Unite, cu domnul Obama. Ați văzut deplasarea în China. Ați văzut o grămadă de șef de stat care, unde a fost primit în ultimul timp și cu care a avut întâlniri. Ori una din componentele esențiale ale activității unui președinte este tocmai componenta internațională. De politică externă. Politică externă. Și atunci, una este să ai deja o grămadă de lideri politici în Europa și în lume cu care să poți să fii interlocutor și alta este să nu ai întâlniri, să nu fi avut întâlniri, să nu fi cunoscut suficient de bine, pentru că asta îngreunează relațiile unei țări cu exteriorul. Apoi aș spune următorul lucru. Sigur, eu împărtășesc perfect ceea ce spunea domnul Zetea, că tinerețea nu este o virtute, dar nici vârsta nu este o virtute.
îți poate da înțelepciune măsura în care ai capacitatea să o, exact, să o asimilezi și să o folosești. Cu alte cuvinte, alții îmbătrânesc degeaba. Sigur că da, sunt destui, da, care unii trăiesc deja pământului ani de zile fără să facă mare lucru. Și ar spune că la 42 de ani, eu vă spun, la 32 eram primar de oraș și nu m-am simțit că n-aș fi judecat la fel de bine ca acum. Dovadă că am fost menținut acolo o grămadă de ani după aceea. Deci vârsta de 42 de ani este o vârstă deja de suficientă maturitate pentru a putea răspunde unei funcții de tipul președinte al unei țări. Apoi aș spune următorul lucru. Dacă, să zicem, un om la vârsta de 70 sau vârstă înaintată ajunge președinte, nu cred că are poate nici suflu necesar, dar nici voința necesară. Pentru că el știe că odată cu terminarea mandatului se cam termină și activitatea lui publică. Ori un om la vârsta de 40 și ceva de ani, dați-mi voie să vă spun că are toate preocupările să facă lucruri serioase, lucruri bune, pentru că are în față, are în față o perioadă lungă de activitate și nu vrea să-și încheie activitatea la 50 de ani, când în plenitudinea forțelor, pentru că n-a făcut ceea ce trebuia să facă în funcție. Cu o completare. Dacă se termină mandatul de președinte, oricum al mandat mai sus la nivel național nu există și termină cariera prea repede dacă e tânăr. După, dacă ca și completare, dacă asta a fost o paranteză. Dacă muncește, asta a fost o paranteză. Ca o completare la ceea ce spunea colegul meu, că mie îmi place că ne completăm, nu ne contradicem în totalitate, doar în parte. Cred că dacă am face un sondaj de opinie sau i-am întrebat pe votanți, pe cetățenii României, vis-a-vis de impresia lor în situația domnului Klaus Iohannis pe probleme internaționale, ce părere au, are notorietatea suficientă, are prezența suficient de bună, s-ar descurca, nu s-ar descurca, eu cred că fiecare ar spune că e în măsură să ducă politica internațională pe care și-o dorește poporul român. Să nu uităm că Sibiu a fost la un moment dat capitala culturală europeană și da, că a fost în centrul Europei. A beneficiat atunci și de anumite fonduri care au făcut într-adevăr. Noi vorbim acum despre notorietatea candidaților, nu neapărat despre fiecare lucru în parte. Eu cred că aici, pe probleme internaționale, atât domnul Ponta cât și domnul Iohannis fac față. E vorba despre ceea ce ne dorim noi ca votanți într-o persoană sau în alta, adică cum să ne reprezinte, în ce direcție, unul sau altul dintre candidați. Și aici fiecare dintre cei care ne privesc vor hotărâ în ce direcție vor să meargă. Da. O să vă rog să puneți câte o întrebare legată de candidatul pe care îl reprezintă fiecare dintre dumneavoastră. Deci o întrebare pentru domnul Bura despre candidatul Victor Ponta. Acum eu o să fiu direcționat cu întrebarea, deși în parte, fără să știu de faptul că pun întrebare, mi-aș dori să-mi dea un orizont de timp vis-a-vis de adoptarea, colegul aici de față, adoptarea acelui act normativ cu privire la pălincă, că toți suntem în satul mare. Adică să știm, se și rezolvă sau nu se rezolvă din punctul dânsului de vedere. Sigur, domnul Zietea este interesat de chestiunea asta. Cred că sădmărenii sunt interesați. Primul interesat, pentru că este producător, dar sunt foarte mulți. Eu zic că promisiunea făcută de către domnul prim-ministru Ponta când a vizitat județul Satu Mare în urmă cu circa o lună și ceva și domnul vicepremier Dragnea, făcută ca să, pentru a scoate o hotărâre de guvern, o ordonanță ce va fi privind scutirea de acciză pe o cantitate de pălincă și reducerea substanțială a accizei pentru pălinca produsă din fructe, va fi rezolvată. De altfel, după cum sesizați, până la urma urmei și toată lumea a înțeles că trebuie lăsați oamenii să-și producă pălinca și o să vedem și cu acciza cum va fi. Cert e că trebuie produsă. Apoi aș spune următorul lucru, că întotdeauna, eu vă spun, am rămas surprins plăcut când a fost domnul prim-ministru în vizită în Satu Mare, am văzut o atitudine într-adevăr de om categoric și prompt în ceea ce face. Legat de DN19,
în fața noastră a sunat la București la directorul general de la drumurile naționale și l-a întrebat. Am fost odată în județul Satu Mare și ați promis că se face DN19. Credeți că mai trebuie să mint odată, încă o dată, și nu veți face DN19? Și atunci a spus următorul lucru directorul general. Domnul prim-ministru, vă promit că luni se semnează ordinul de începere, iar de marți vor fi utilajele acolo. Așa s-a și întâmplat. Așa, cu respect. Da. Numai puțin, avem întâmplat pe cineva pe fir și după aia revenim la discuție. Bună ziua, cu cine stăm de vorba? Bună ziua, mă numesc Daniela. Sărămâna, v-am înscris la tombolă, poate câștiga și un premiu, dar acum este important să vă spuneți părerea legat de temele pe care le discutăm. Nu am nicio întrebare, părerea mea este bună că puneți opinia publică în temă, da. Dar aș vrea să vă spun o părere de-a mea. Da. Am văzut într-o noapte un film cu Vlad Tepes. Da. Și mi-a plăcut că alegem și noi cum făcea Vlad Tepes în filmul acela. I-a pus pe reprezentații să aleagă singuri și care nu face față la conducerea țării și la funcția care s-a propus să-și facă singur treaba. E bună propunerea, da, doamnă, e bună. E bună, să o transmiteți. Da. Da, mulțumim, foarte bună intervenția dumneavoastră. V-am scris și la tombol, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori. Aveți un număr de telefon, sigur, și părerea este importantă. Vedeți, de aceea este important ca oamenii, da, care candidează la funcție de președinte al statului să fi dovedit înainte că este în stare să facă față acestei funcții importante. Din păcate, iată, avem cât vreo 14 candidați, 14 dintre care o bună parte dintre ei nu prea au dovedit nimic în viața lor și, da, totuși au pretenția să fie cu respectul care îl port colegul aici de față, nu mi-a răspuns la întrebare. Eu ziceam un orizont de timp, luna aceasta sau până în alegeri, după alegeri. Da, eu cred că în luna aceasta se va întâmpla. Deci ne mai vedem, domnul Bună. N-ar vrea să credeți că mi-asum răspunderea. Este, nu, era o părere. Asta, deci Pălinca oricum bem. Să vedem dacă bem Pălinca accizată sau neaccizată. O întrebare tot așa legată de Klaus Iohannis, la care se poate răspunde reprezentantul lui Klaus Iohannis la această emisiune. Pentru mine rămâne un mare semn de întrebare și îmi pare rău că trebuie să o spun, deși, repet, am părere bună în general despre Iohannis. Ce s-a întâmplat atunci când împreună și-au dat demisia și Crin Antonescu și Iohannis din conducerea PNL-ului și ulterior Antonescu s-a ținut de cuvânt și Iohannis nu s-a ținut de cuvânt. Apropo de ce spunea, da, cetățeanul... Așteptăm răspunsul după această intervenție. Bună ziua, cu cine stăm de vorba? Bună ziua! Da, cum vă numiți? Domnul Gheorghe. Da, vă ascultăm. Domnule, îmi pare rău că n-am ajuns mai repede acasă să ajung la discuții, dar totuși... Simpatic. Îmi fac o părere. L-aș întreba pe domnul Zetea. Îl interesează mai mult despre Pălinca Dânsului sau despre binele poporului? Iar cu domnul Iohannie, învățați-l, domnule, măcar să mintă, domnule. Învățați-l, domnule, măcar să mintă, domnule, că nu știe nici să mintă, dar să vorbească. Aia nu-i rău, aia nu-i rău. Bine, vă mulțumim pentru intervenție, vă mulțumim pentru această intervenție. Aia nu-i rău că nu știe să mintă, foarte bine că nu știe. Ai zis foarte bine, foarte bine că nu știe să mintă. Da, eu cred că dânsul deja știu cu cine votează, nu mai pun o problemă în ce-l deci privește. Deci nu mai poți convinge. Nu, nici nu. E de nerecuperat. Bun, opinia oamenilor. În ce mă privește pe mine, vedeți, asta e marea problemă a celor care ne privesc sau ne ascultă. Nu văd despre ce este vorba și vin și își dau cu părerea fără să cunoască fondul problemei. Eu aici nu vorbesc despre părinca lui Zetea. Am vorbit despre pălinca pe care acești oameni din Satu Mare, dacă suntem în Satu Mare, o fac și nu-i lasă statul, până acum onor guvernul, să-și facă pălinca. Deci eu oare cumva, ca producător de pălincă, nu ca primar, apăr interesele tuturor celor care fac pălincă, în special pentru consumul propriu. Dar vin și privesc subiectiv, văd doar reușita mea cu pălinca și nu văd că de fapt eu sunt un vârf de lance în a apăra drepturile și celorlalți producători de pălincă. Asta ar trebui să înțeleagă, dar nu dânsul celorlalți care ne privesc. Da, revenind de la întrebare, deci Klaus Iohannis
și a dat demisia deodată cu Crin Antonescu după rezultatele slabe de la europarlamentare. Răspunsul este extrem de simplu. Demisia dată de către cei doi lideri este o asumare a unui eșec. Da. Pentru că asta s-a întâmplat. Se spunea acolo clar, dacă nu ajungem la 20%, ne dăm demisia. Da. În situația respectivă nu trebuia să-și dea demisia doar președintele, ci toată echipa. Da. S-au luat și măsuri până și la nivel de județ de demiterea a conducerii județene în ce privește statul mare. Faptul că ulterior au venit, că domnul Iohannis, puteam să merg eu sau altcineva din PNL să spună vreau acum să candidez pentru funcția de președinte în partid, practic e dreptul fiecăruia să candideze. Dacă cei care au participat la congres nu doreau să-l voteze, putea să candideze de unul singur oricine cât vrea. În sensul că el n-a așteptat congresul, ci și-a asumat răspunderea de președinte de partid înainte de congres. Și nu, din deci perspectiva asta să devină interimar și să organizeze congresul. Da, nu, deci tot ce s-a întâmplat în cadrul PNL-ului a fost în conformitate cu statutul. Acum nu o să intru eu pe toate virgulele din statut sau pe toate chichițele. Statut, cred că domnul Bura Moral se referea mai mult. Moral. Haideți să mai spunem un lucru. Un partid este ca o oaste. În momentul în care comandantul de oaste dispare, dispare oastea. Ei, dacă un comandant dispare, există înlocuitorul lui. Ideea era ca tot timpul această oaste, dacă o numim așa, trebuie să aibă pe cineva care să îi conducă. La acel moment, domnul Iohannis era în poziția de conducător de oști în PNL. Ulterior, a candidat, se vede că a fost agreat și apreciat de către colegi în PNL. Adică, să știți, opinia unor oameni, cum a fost și cazul de mai înainte a telespectatorului, este percepția omului simplu. A unora. Deci, bun, domnule, dacă ne-am prins de mână împreună, am venit împreună, am zis că plecăm, cinstit era să fie lăsat, că doar nu murea, PNL-ul avea destui oameni depinde, de valoare depinde, acolo, vedeți, care să îndeplinească vedeți, funcția de președinte. Depinde de unde privim, din ce unghi privim. Eu nu aștept ca din afara partidului cineva să aprecieze ceea ce se face într-un partid. Corect. Totdeauna va critica partea de criticat. Și este har Domnului ce critica în orice parte. Da. În ce privește organizarea internă. E ca și cum eu în familie la mine, îmi fac eu ciorba cum știu și nu vine cineva din afară să-mi spună mai pune sare, mai pune piper. Corect, deci corect. Cam despre asta este vorba. Corect. Da. Sigur, este foarte important cum sunt percepute lucrurile, bucătăriile interne a partidelor sigur se reglează, iar cei din exterior, fiecare își formează... Asistă, dau părerea, sunt chibiți cu alte Da, dar e foarte importantă părerea dumneavoastră, de aceea în toată această perioadă de luni, marți, miercuri, joi vom aștepta telefoanele dumneavoastră, intervențiile dumneavoastră la aceste dezbatere, apoi tombolă, toți cei care veți interveni în direct veți participa la această tombolă cu câștigi substanțiale, iar vineri, ca de obicei, campania cu care sunteți obișnuiți, Nord-Vest TV te consultă, câte un medic specialist, dumneavoastră va trebui să sunați și să vă programați la aceste consultații gratuite, pentru că de multe ori, din păcate, ne neglijăm sănătatea și din motive materiale. Noi vă oferim această posibilitate să depistați problemele, Doamne ferește, de sănătate, să le depistați la timp. Cam aceasta a fost emisiunea, vă mulțumesc, așa cum a apreciat și telespectatorul nostru, a fost în... Așa, am vrut măcar chestia cu apa să ne o punem în cap la sfârșit, dar domnul Bună nu avem pe cine provoca. Și sper că o să ne mai întâlnim în această formulă, dar nu cu apă în pahare, că tot am vorbit de pălincă un sfert de emisiune și noi bem apă aici. Da, așa. Îmi place atitudinea domnului Zetea că o da paharul lui cel care trebuia să vină. Nu, ca să înceapă să-l toarne. Da, să ne turnă. Exact. Da, cei de la UDMR ne-au trimis o adresă că nu vor participa la emisiunea de astăzi. Mulțumim Silviu Zetea. Mulțumesc. Mulțumim Nicolae Bura. Mulțumim dumneavoastră, stimate spectatori, care ați fost ca de obicei alături de noi. Nu uitați la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV. O să vedeți și povestea lui Rafael, cel care l-a impresionat până la lacrimi pe Ștefan Bănică Junior. O să vedeți povestea lui și faptul că, iată, mai a reușit să-și facă o cunoștință pe care o visa de mult. Este vorba de Andreea Brecleanu. O să vedeți la știrile Nord-Vest TV. Mulțumim, domnul
domnului Zetea pentru faptul că, iată, poate am dat tonul la un anumit gen de abordare a campaniei electorale, nu confruntări fără sens, ci susținerea pe candidatului subiecte, fiecare sigur. De cât o să așteptăm locului. Pe măsură ce vor veni și platformele, programele candidaților, să povestim și despre ele. Avem timp, ne așteaptă o campanie lungă, suntem abia la început. Dacă ne mai invitați. Da, dacă nu, dacă vă mai trimit partidele, dacă trimit partidele aici, da, aici da. Eu chiar poate dacă nu ne batem, nu ne mai trimit. Da, poate, o să zic că, domne, tare moi a stat acolo, noroc că a vorbit la mult că, da. Stimați spectatori, rămâneți alături de Nord-Vest TV, sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăia hoți, ăștia hoți, mama la tot.